înregistrează un nou record în ceea ce privește numărul cazurilor de coronavirus. Miercuri au fost raportate aproape 800 de infectări, un nou record de prezentări la urgențe în 24 de ore. Aici au venit 315 pacienți față de o medie normală de 150. Astăzi au fost raportați 180 de preșcolari și elevi și 45 de cadre didactice confirmate pozitiv la virusul SARS-CoV-2. Direcția de Sănătate Publică Sibiu are sub monitorizare două focare de coronavirus. Unul dintre ele a fost depistat la Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea vehiculelor. Aici sunt infectate 9 persoane angajate ale instituției, iar altul la Spitalul Județean pe secția Cardiologie și Hematologie. 10 persoane au fost infectate cu COVID-19, dintre acestea 7 fiind pacienți. Alexandru Coman, un om de afaceri sibian stabilit de câțiva ani în București, a fost descoperit spânzurat în capitală. Omul de afaceri era dat dispărut de familie încă de la începutul lunii noiembrie 2021. Potrivit apropiaților, ar fi plecat de acasă doar cu portofelul și telefonul. Fără încărcător, fără laptop, fără haine de schimb. Bugetul comunei Șelimbăr este cel mai mare din istorie, 69.837.000 de lei. Marea majoritate a banilor, mai exact excedentul bugetar al anului trecut, este angajat pentru lucrări de infrastructură care au început deja sau care vor începe în acest an. Iar în prim plan este reabilitarea drumurilor. Nou cu infrastructura stradală care trebuie să o finalizăm, dar v-am spus, pe măsură ce apare în domeniul public, începem, le preluăm și le modernizăm.